A fost chiar o zi de har, ieri și binecuvântare să fiu împreună din nou cu familiile de la Biserica Speranța. Și cum spunea odată un frate mai în vârstă, există nădejde. Și credem că Domnul este Cel care ne dă această speranță, ne dă această nădejde. Așa cum a fost și parte de închinare prin rugăciune, credința. Cam este singurul lucru care îl mai avem. Cu toate că această credință este o nădejde în ce? În lucrurile care, care nu se văd. Dar noi credem. E drept creștinii de multe sunt catalogați niște naivi. Cum să crezi în ceva sau pe cineva care nu se vedea. De aceea ne-a trimis Duhul Sfânt ca să putem să-L simțim și să locuiască împreună cu noi veșnic. De aceea Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă trimit un mângăietor. Acest mângâietor are să vă călăuzească în tot adevărul. Dragii mei, adevărul de astăzi, din păcate, adevărul pe care oamenii îl consideră adevăr, a fost pervertit. Și încep fel și fel de oameni care să distorsioneze acest adevăr. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne cuvântul lui Dumnezeu este da și amin și astăzi. Chiar dacă unii vor să îl arunce spunând e învechit, nu mai este de actualitate. Pentru că lumea s-a dezvoltat și nu mai este cuvântul lui Dumnezeu Biblia de actualitate. Și trebuie să o adaptăm după vremurile noastre. Dragii mei, Dumnezeu nu se adaptează după noi. Noi ne adaptăm după El. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este aceeași de când a format pământul, are aceleași principii. Principiile împărăției lui Dumnezeu nu s-au schimbat. Când Domnul Isus a venit cu acest mesaj în împărăția mea, nimic întinat nu va intra nici o persoană cu pată sau cu zbârcitură și vorbește despre mireasă. Împărăția lui Dumnezeu nu se va adapta după lumea în care suntem noi. Pentru că lumea se strică. Pe zi ce avansăm, lumea se strică. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne aceeași. Un subiect greu din dimineața aceasta, un subiect pe care eu îl dezbat de cele multe ori în cabinet. Și din păcate am văzut foarte multe și sunt foarte multe exemple în cabinet, dar negative. Oameni care au renunțat la cuvântul lui Dumnezeu, oameni care și-au format propriile lor principii. Și au crezut că Dumnezeu închide ochii. S-a format de ceva vreme cuvântul lui Dumnezeu, a început oamenii să-L îndulcească un pic. Și a început ca să dea pe lângă acest cuvânt și expresiile Bibliei a curvi, a prea curvi de la masturbare, de la lucruri grele care le scrie Scriptura, am încercat un pic să le îndulcim, ca să nu mai sune atât de dur. Dar ele sunt tot păcat. Principiile pe care Dumnezeu le-a așezat aici în Sfânta Scriptură sunt aceleași. Vorbim despre a șaptea poruncă din Decalo, cum se mai numește, cele zece porunci ale lui Dumnezeu. Și una dintre aceste porunci de ce a așezat-o acolo Dumnezeu? Și este categorică, și nu este nimic de interpretat la ea. Și spune, să nu. Să nu prea curvești. Astăzi, în modernismul nostru, începem să oamenii se educe pe copiilor, nu cu astfel de cuvinte. Și mulți psihologi și consilieri spun, nu mai voi să spui copilului să nu faci asta. Trebuie să găsești altă modalitate ca să nu interzici anumite lucruri, pentru că îi șifonezi libertatea de alegere. În împărăția lui Dumnezeu nu stau lucrurile chiar așa. În împărăția lui Dumnezeu sunt niște legi pe care trebuie să le respecti. Vrei să intri în împărăția lui Dumnezeu? Sunt niște legi pe care trebuie să le respecti. Și el ne spune categoric să nu prea curvești. Și după aceea continuă. Nu ai voie nici să poftești pe aproapele tău... lucrul aproape lui tău... bunul la lui tău... pentru că îți face rău inimii tale... face rău relației tale cu mine... pentru că în împărăția lui Dumnezeu... vor veni cei care... s-au păstrat curați... în Noul Testament... Apostolul Pavel preia oarecum ideea aceasta și spune în Evrei 13 cu 4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Nu e nimic de interpretat aici. Este categoric o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o și o consecință dacă nu te încadrezi. Nu-i Dumnezeu atât de rău, spun unii, care pentru atâta lucru să mă scoată din împărăție și să nu-mi dea voie să împărăție. Ba da, este. Și nu pentru că El este rău, El este un Dumnezeu sfânt. Și ochii Lui nu pot să vadă murdăria, păcatul. Și nu are cum în împărățelul Dumnezeu să locuiască păcat. El care este fără de păcat. În... Era la o școală duminicală și învățătorul de acolo, cu mulți ani în urmă s-a întâmplat locul acesta, a ajuns să-i învețe pe copii despre decalog și a întrebat, bun, ce înseamnă să nu prea curvești? E cam greu să dea un astfel de răspuns la un copil. Dar acest învățător de școală duminicală care nu prea citea Biblia, spunea, să curvești mai mult. Și am zis, unde scrie asta în Biblie? De ce sunt cele două categorii, a curvi și a prea curvii? Sunt două elemente distincte. A, că au ceva în comun, asta este altceva. Dar statutul persoanelor care comit astfel de fapte, este diferit. Și anume, când vorbim atunci clar despre curvie, este orice relație sexuală în care sunt implicate persoane care nu fac parte dintr-un legământ al căsătoriei. Care nu fac parte dintr-un legământ al căsătoriei. Și, din păcate, o foarte mare parte a tinerilor de astăzi trăiesc în concubinaj decât să se căsătorească. Și ne vrem binecuvântare peste România. Căsătoriile au scăzut ceva fantastic de mult. Oamenii aleg să, să stea împreună. Dar Biblia spune, este păcat, doi tineri, băiat și fată, să locuiască împreună și să trăiască Așa, ca și când sunt soț și soție, este păcat. Prea curvia este orice relație sexuală în afara căsătoriei, în care este implicat cel puțin o persoană căsătorită. Și iarăși, din păcate, exemplele sunt tot mai multe. Exemplele sunt tot mai multe. Sunt multe pasaje care vorbește des, care vorbesc despre așa ceva, atât despre de curvie, cât și prea curvie. Dar lucruri pe care le au aceste două în comun sunt acele relații intime ilicite. Deoarece, dragii mei, relația intimă între un bărbat și o femeie se realizează doar în cadrul căsătoriei. Nu există al cadru. Nu există al cadru. Și din păcate a început să se multiplice acest fenomen. Atât de multe familii care vin în consiliere. Și una dintre întrebări pe care eu le pun, că la un moment dat să vede lucrul acesta, a trăit împreună înainte căsătorie. Dacă nu amândoi, cu alți parteneri. S-au întâmplat sigur. Și oamenii așteaptă să fie binecuvântați. Oamenii se așteaptă și cred că au trăit oricum înainte de căsătorie. Și cred că dacă vin aici și vine un păstor și spune mâinile peste ei, totul se ștege, totul se rezolvă. Dragii mei, nu este adevărat. Deci cea mai mare minciună a diavolului care spune nicio problemă, nu te să spui. Nu trebuie să spui la nimeni asta. Este numai între noi. Nimeni nu te să știe. Nu te să știe păstorul chiar toate. Și trec lunile și trec anii și încep problemele în căznicie. Și te întreb de unde? De ce? Și la un moment dat trebuie să vii să mărturisești. Dar nu te lasă mândria. Nu te lasă orgoliu. Pentru că te ține acolo diavolul și spune oricum s-a petrecut înainte. Au venit familii în consiliere și i-au spus că da, noi am avut relații intime înainte de căsătorie, dar oricum, am zis, că oricum ne căsătorim. Și atunci e, totul este în regulă. Fără citesc un verset. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patru să fie nespurcat. În momentul în care tu ai înfăptuit acest păcat a relațiilor intime cu un băiat sau cu o fată, înainte ca tu să fii căsătorit. Este un păcat foarte grav, care îți va afecta căsnicia, toată căsnicia ta, dacă nu te pocăiești. Au venit familii care aveau un an de la căsătorie, au venit familii care au avut 15 ani de la căsătorie. Și lucruri pe care de obicei femeia, soția îl măturisește după 15 ani, este o povară pe care nu mai pot să o duc. Pentru că n-am măturisit-o nimănui. Și după 15 ani de căsătorie, o să trebuie să spunem cuiva că nu mai pot. Așa cum am spus, cadrul legal este doar căsătoria. Până atunci se numește abstinență. Lumea de astăzi îți râde în față când aude de așa ceva. Ce ai aia abstinență? Eu sunt creat ca să mă bucur, indiferent de context. Dar Biblia spune altceva. Vrei să te bucuri? nicio o problemă. Biblia spune, bucură-te de... Zice stare, de... Soția, bucură -te de soțul tinereții tale, bucură -te, că de aia a permis Dumnezeu așa ceva. De aceea Dumnezeu a creat bărbat și femeie. Și doar bărbat și femeie, soț și soție pot veni împreună ca să aibă această activitate intimă. Abstinență nu există așa ceva. Dumnezeu spune, ba da, trebuie să existe. Pentru că ăsta este cadoul meu pentru cei doi. Atunci când ei vin și se formează una, acela este momentul sublim pe care eu Dumnezeu l-am creat. Nu l-a inventat omul. Este o încălcare gravă atunci când tu descoperi acest cadou înainte de căsătorie. Este o călcare gravă a principiului lui Dumnezeu și vor fi consecințe. Vor fi consecințe. Va duce consecința a ta a neîmplinirii. De cele mai multe ori, persoanele acestea, chiar dacă s-au căsătorit, și mărturisea o familie că după nuntă au început să fie foarte triști. Nu să se împlineau emoțional reciproc. Și nu știau de ce. Până când au venit, și așa cum spune psalmistul David, până când nu am mărturisit păcatul, până când nu am mărturisit păcatul, gemeau oasele. Viața mea, trupul meu fizic începe să sufere din cauza asta. Atât curvia, cât și prea curvia, vorbim de fapt despre un statut a celor implicați, dar în comun au relațiile intime înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei smurdăresc relația conjugală. Murdăresc relația conjugală. A fost o familie care a venit în consiliere, ea s-a păstrat curată până la căsătorie. El a avut relații anterioare, dar nu a mărturisit absolut nimic. S-au căsătorit, și ceva a început să se întâmple în viața ei. A început niște tulburări emoționale. A început să aibă coșmaruri. A început să aibă fantezii erotice. Și nu știa de ce. Și el a păstrat secretul până în ziua în care a venit în consiliere, pentru că era un prac de divorț. Și el a trebuit să mărturisească, pentru că a avut relații intime înainte de căsătorie. Și ce s-a întâmplat în momentul în care ei au venit împreună și au devenit una, a murdărit-o și pe ea. A murdărit-o și pe ea. I-a compromis viața, emoțiile, spiritualitatea ei. Pentru că cei doi, spune vor fi un singur trup. Și în unitatea aceasta a murdărit-o pe ea. Și s-au întâmplat cazul de genul acesta, dragii mei, care unii vor să păstreze secret. Și suna, a fost doar atunci. Și încercăm prin lucruri destul de ieftine să scăpăm de ce s-a întâmplat atunci. În cartea Genezei, capitolul 38, este o relatare despre Iuda și Tamar. În mijlocul narațiunii despre Iosif, despre vise, despre felul în care Iosif a fost vândut, se întrerupe toată această acțiune și intervine capitolul 38, care spui: Ce caut această, acest eveniment aici? în Genesa. Și vorbește despre Iuda. Iuda și Tamar. Știți cine a fost Iuda, nu? Unul dintre copiii lui Iacov și al O figură proeminentă în Vechiul Testament. După numele lui s-a format un trib. O parte foarte importantă. Și cuvântul Domnului spune că Iuda s-a dus și s-a căsătorit. Și cu această femeie, vă mă rog deschideți la Geneza 38, nu citim tot, tot capitolul, Iuda s-a dus, a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit, numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. Tot în regulă până acum. A îndeplinit ceea ce a spus Dumnezeu. S-a căsătorit și a început să aibă copii. Și a avut trei copii. Dar Biblia vorbește că primii doi au fost răi înaintea Domnului. Și Dumnezeu i-a omorât. Aceștia trei aveau o soție. Aceștia doi, de fapt, pe Tamar. Dar ultimul trebuia să o ia el de soție, pe soția fraților lui, pentru că așa era legea atunci. Și Iuda a spus, știi cum, chiar nu vreau să mi-l omoare și pe al treilea. Poate îți găsește alta. Și Iuda o trimite pe Tamar, zice, du-te și așteaptă acolo în văduvia ta ca să mai crească și copilul ăsta și ela, Să mai crească și atunci când va fi mare, o să ți-l dau ție de soț. Timpul a trecut, soția lui Iuda a murit și a crescut, dar nu l-a dat ca soț tamarei. Și a s-a supărat. Pentru că în vremea aceea era o rușine să nu ai copii. Ai fost căsătorită de două ori și n-ai avut niciun copil. Era un blestem considerat aspectul acesta. Și Tamar recurge la un șiretlic. Auzind că socru ei vine în zonă să-și tundă oile, pentru că acest Iuda era un om cu vază. Și era un om în autoritate. Dacă veți citi capitolul 38, veți vedea că era judecător în zona aceea. Tamar s-a dezbrăcat de hainele ei de văduvă și și-a acoperit fața ca să pară că este o prostituată. Iuda merge la ea și îi cere să aibă relații intime cu ea, cu această prostituată, neștiind că de fapt este fosta lui Nora. Cuvântul Domnului spune așa, Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că și-a acoperit fața s-a din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, că și n-a cunoscut-o că era noră sa. Ea a zis, ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea. I a zis, îmi dai un zelog, până îl vei trimite? Îmi dai o garanție până l vei trimite? Și a început acest loc se numește, e garanție. Știți ce a făcut Iuda cu ceva timp în urmă, tot ca și garanție? A dus haina fratelui lui, la lui Iacov, tot ca și garanție. Se spună, a fost mâncat de un animal și a mudrit haina cu sânge. a fost mâncat de un animal, îmi pare rău că a murit Iosif. Și s-a întors. Și acum el chiar trebuia să dea o garanție a actului lui, a atitudinii lui, a acțiunii lui păcătoase. Și spune această femeie, ce garanție îmi dai când vei trimite Edo? Și exact așa, diavolul o să-ți ceară ceva în momentul în care vei cădea în păcat. Îți va cere ceva nu i-a cerut o sumă de bani pentru că era un om bogat și era un om influent și îi cere trei lucruri extraordinar de importante dragii mei lucruri pe care și astăzi diavolul ni le fură celor care păcătuiesc celor care cad în păcatul acesta și spune ce loc să-ți dau ea i-a zis inelul tău lanțul tău sau era un, un fel de cordon și toiagul pe care l ai în mână. El i-l a dat. Apoi s-a colocat cu ea și a rămas înzărcinată de la el. El a plecat la tunsoilor, i-a renunțat la haina pe care a avut-o de prostituată, s-a dus și s-a îmbrăcat din nou cu hainele de văduvă și timpul a trecut. Dar Iuda a avut să zic de cuvânt și a trimis un ied ca să răscumpere lucrurile pe care i le-a dat, pentru că erau lucruri de foarte mare valoare. Inelul, sigiliul, deosebit de important al familiei, reprezenta, era identitatea familiei lui Iuda. Când omul acela punea sigilul acolo, se știa clar, vine dinspre această familie. Și a furat identitatea. Și a luat identitatea. Și a dăruit identitatea. Și a dăruit tot ceea ce avea mai scump. Și asta face diavolul cu noi. Ne fură identitatea. Vreau brățările, vreau și șnurul. Era un șnur care se lega în jurul brâului, dar în funcție de statutul pe care tu-l aveai, avea anumite culori și anumită uh, împletitură. Și am zis, îl vreau și ăla. Pentru că ăla reprezintă statutul tău. Și oricine va vedea acest șnur, va ști că este al tău. Și, dragii mei, toți cei care înfăptuiesc astfel de acte păcătoase, curvie, prea curvie, diavolul le fură atât identitatea, cât și statutul. Am văzut oameni foarte bogați care au ajuns să-și treșească pâinea pentru că au păcătuit, pentru că nu au respectat cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni din funcții foarte înalte, foarte bine văzuți, au ajuns să fie un nimeni. Pentru că atât de ușor și-a și -a dat această identitate, acest statut. Pentru că asta te costă. Asta te costă și pe fiecare de cei care au căzut în astfel de păcat, îi costă identitatea, îi costă statutul. Și cred că poți să răscumperi imediat cu nient. Și l-o trimis pe, pe, prietenul lui. Du-te și răscumpără ce am pierdut. Cu nient. Nu am mai găsit-o pentru că ea nu practica genul acesta. A fost doar un șiretlic ca să obțină ce dorește. Când vin ce doi acolo în consiliere, trebuie să-i pun unul în fața celuilalt. Să țin de mâna amândoi și să uită unul în ochii celuilalt și trebuie să spună, iartă-mă că te-am atras a fost un șiretlic ca să păcătuiesc cu tine. Și am îndoită să spun, tăi să măturisească lucrul ăsta, pentru că au folosit mult și retlicuri ca să-i atragă pe celălalt în păcat. Și poate ce și așa puțin, că mai este ceva, un element. N-am uitat de el. Este un element extraordinar de important, Toiago. Pentru că nu era doar o bâtă, doar un lemn. Era un lemn frumos, inscripționat iarăși cu identitatea familiei lui. Doar el avea acest oiac Știi ce a luat? I-a luat autoritatea. Pentru că în momentul în care venea Iuda și când era acolo la poarta cetății, Întotdeauna era Toiagul acolo. Și Toiagul acesta reprezenta autoritatea lui ca judecător. Și acum i-a luat Toiagul. Dragi bărbați, băieți, în momentul în care vă lăsați compromiși, diavolul să vă ia toiagul. cine nu mai aveți autoritate. Societatea de astăzi duce lipsă de astfel de bărbați, dragii mei. Bărbați cu autoritate. Soți cu autoritate. Oameni care să aibă un cuvânt în familiile lor. Bărbați care să aibă un cuvânt în această lume. Dar sunt tot mai firavi. Sunt tot mai plăpânzi. Și nu să mai aude voce de bărbat. Pentru că și-au dat toiago. Dincolo identitate. Și-au vândut toiago. Pentru plăcerile de o clipă. Pentru plăceri de o clipă. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Unii mai încearcă să predice, să vorbească, să nu știu ce lucrare să facă, doar să acopere ceea ce S-a întâmplat cândva în trecut Dar e fără autoritate Pentru că atunci când Tu ți-ai dat-o Iagu Spune ce am împotriva ta Este că nu că ți-ai Pierdut dragostea din tăi Biblia spune că ți-ai Părăsit Ai ales să faci lucrul acesta În momentul în care te duci În această direcție să păcătuiești Este o alegere clară Ești gata să renunți la cine ești tu ca om pentru plăceri de o clipă? Adulamitul, prietenul lui Iuda, s-a întors la Iuda și a spus: N-am găsit-o. Și chiar oamenii de acolo au zis: N-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis: Ce ușor! țină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Deci, dincolo de păcatul grav pe care l-am făptuit el, acum se gândește la imagine. Cel mai mult interesează imaginea. Ține ce a luat, numai să, numai să nu afle nimeni în biserică. Nu mai contează cât m-a costat păcatul acesta. Vezi să nu se afle. Să nu cumva să ne facem de râs. Pentru că imaginea începe să conteze foarte mult. La un om mândru, la un om care a căzut în păcat, intervine mândria. Și la un om mândru, Dumnezeu nu are cum să-i dea har. Doar celor smerizi le dă har. Dragii mei, dacă ați fost și dacă sunteți în această situație, nu plecați astăzi de aici până când nu vă recuperați acele bunuri de la diavolul, până când nu vă recuperați identitatea, până când nu vă recuperați statutul, până când nu vă recuperați autoritatea de soț în mod special. Pentru că doar așa vor fi familii puternice, biserici puternice dacă vor fi niște soți care sunt gata să accepte lucrul acesta și să se pocăiască și să mărturisească. E drept că sunt, din păcate, și multe fete, femei care au căzut în păcatul acesta și au atras asupra lor blestemul, osând al lui Dumnezeu. A trecut timpul, și un lucru deosebit de frumos pe care îl face Dumnezeu dintr-un păcat atât de grosolan, poate să scoată ceva frumos în urma pocăinței. Pentru că au trecut vreo trei luni și au venit oamenii și au zis, Iuda, tu care e judecătorul nostru, nora ta a păcătuit, a curvit ce se sărcinată. Și imediat Iuda este gata să rostească judecata. Imediat este gata să rostească judecata. Aduceți-o aici să o ardem. Păi Iuda, pe tine cine te arde? Ce duri suntem când trebuie să judecăm pe alții când au greșit sau când ai păcătuit. De aceea Scriptura spune, ai grijă, întâi scoate bârna din ochiul tău și după aceea să vezi paiul din ochiul fratelui tău. Ai grijă că ești la fel de vinovat, ești mai vinovat decât ea. Și o să vine să fie arsă. Și de ce trebuie să fie arsă? Și nu omorâtă cu pietre? Pentru că în Levitiv vorbește că fata unui preot care a păcătuit trebuie să fie arsă celelalte femei vor fi omorâte cu pietre. Și pentru Tamar trebuia să facă imediat un loc unde să fie așezată și să fie arsă de vie. Judecata pe care o rostește Iuda. Și vine acel moment, după ce a scos-o afară, ea a trimis să -i spună socrului său. Ea a trimis să-i spună socrului său. Cine era socrul ei? Era judecătorul care urma să rostească sentința, dar în același timp era și cel cu care i-a curvit. De la omul acela, ale cui sunt lucrul acestea, am rămas eu însărcinată. Veste rog, ale cui sunt inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Lucru care l-am apreciat aici a fost că nu i zis, vezi că tu ești mai păcătosule. I-a pre... adus niște dovezi și îți vezi ale cui sunt astea. Și aici este momentul în care Iuda avea de ales. Iuda avea de ales să spună, a, sunt niște falsuri, nu sunt ale mele. Alcineva a vrut ca să mă atragă în cursă, dar nu sunt ale mele. Sau să recunoască, să se pocăiască. Și dragii mei, Dumnezeu lucrează mai frumos de cum a lucrat uh, Tamar. Și încearcă să te aducă pe tine la cunoștința faptului că ai greșit, ai păcătuit. Și scriează fel și fel de contexte să te pocăiești. Astăzi este unul dintre ele. Nu spune numele, nu știu cine ești aici. Dar el te știe. Și mesajul ăsta este pentru tine astăzi în mod direct. Dumnezeu nu spune numele. Pentru că interesul lui nu este să te facă de rușine. Interesul lui este, vreau să te pocăiești. Vreau să te pocăiești ca să poți să vii la mine în împărăție. Ca să poți să lucrez împreună cu tine, că altfel nu mai pot. Altfel nu mai pot. Și astăzi este momentul să spui, Doamne, eu sunt vinovat. Doamne, eu sunt vinovat. Doamne, eu am păcătuit împotriva ta. Doamne, m-am dus în locuri unde n-aveam ce căuta. Doamne, m-am dus în locuri unde prezența ta nu avea ce căuta acolo. Doamne, m-am pervertit pe mine ca bărbat, ca femeie. Mi-am pervertit familia. Și eu aștept binecuvântări de la tine. Și eu aștept binecuvântări peste casa mea, când casa mea e compromisă din cauza mea. Din cauza mea. Iudia, Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela și nu s-au împreunat cu ea de atunci. S-a pocăit Iuda acolo, un judecător să vină în fața unui comitet întreg și să spună, am greșit, eu am păcătuit, sunt ale mele. De aceea n-ați mai văzut toiagul și lângă mine, pentru că era la ea. De aceea nu mai avea minelul, de ce nu mai aveam a sigilul? De aceea nu mai aveam. Pentru că era la ea. Mi-am dat ieftin. M-am vândut ieftin. E sau s-au vândut ieftin. Pentru blide linte. Și din păcate, tot așa, și noi uneori ne vindem ieftin. Când Dumnezeu a spus că voi ați fost peceturiți pentru ziua, pentru ziua răscumpărării, a fost un sigiliu sfânt și o zi este Duhul Sfânt. Asta este identitatea voastră. Asta este statutul vostru de copii al lui Dumnezeu și voi sunteți moștenitori. Nu vă vindeți acest drept nu vă vindeți acest drept. Duhul Sfânt nu se lasă să fie compromis. Și aveți grijă că Duhul Sfânt nu-și spune sigiliu peste oricine și peste orice. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu vei intra acolo doar dacă vei avea acest sigiliu sfânt al Duhului Sfânt. Și pe pământul acesta, dragii mei, Spune, voi aveți putere asupra demonilor. Voi aveți putere asupra tuturor duhurilor care sunt aici. Nu aveți de luptat unul împotriva celuilalt și aveți de luptat împotriva unor căpetenii ale întunericului. Dar dacă voi v-ați vândut și v-ați dat autoritatea, nu mai aveți nicio putere. Nu mai aveți nicio putere și sunt frați mai în vârstă care se gândesc la vremurile de odinioară. Vai ce bine a fost atunci, ce mai putere aveau când puneau mâna pe ei și plecau duhurile de acolo. Și erau vindecați. De ce? Astăzi nu mai este așa. Pentru că, dragii mei, ne-am vândut ieftin. Ne-am vândut ieftin. Doamne, îndură de noi. Doamne ajută-ne să ne pocăim, pentru că avem mare nevoie de așa ceva. Mergem un pas mai departe, Noul Testament. Cu referire la această poruncă, să nu prea curvești, Domnul Iisus ridică standardul. Și suneați auzit că s-a zis celor din vechime, Știți lucrul acesta, cunoașteți legea aceasta, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, dar eu, Dumnezeu, Isus Hristos, eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. În momentul în care ai privit ca să, ca să poftești, deja ai păcătuit Dacă ești bărbat aici, știi despre ce vorbesc. Știi despre ce vorbesc. Pentru că în momentul în care tu privești și dorești și poftești, deja ai păcătuit, fără ca să existe acea interacțiune fiziologică, ai și păcătuit. Pentru că păcatul, dragii mei, nu e în minte, nu e în creier, păcatul e în inimă. Acolo stau păcatele și în primul rând păcatul se înfăptuiește aici, după aceea se pune în practică. La fel cum privești pe stradă o femeie și o poftești, este păcat și este prea curvie. La fel când te uzi la pornografie, pe internet, reviste, este la fel aceeași lucru. Și tu ai devenit infidel soției tale în momentul în care tu ai privit la lucrul acelea și ai poftit lucrul acelea. Dumnezeu vrea bărbați curați în biserica lui. Dumnezeu vrea bărbați de stoinici. Ca atunci când se ridică a ei să fie plini de adevăr, să aibă autoritate de la el, nu de la o funcție. Să aibă autoritate de la el, Doamne, te rugăm, binecuvintează familiile noastre, dar binecuvintează pe băieții noștri să rămână curați, fetele noastre să rămână curate și indiferent de ce zic colegii, colegele lor, să rămână în consecvență, să fie consecvență în această credință, în această hotărâre de a rămâne curați până la căsătorie. ca să dea binecuvântarea Dumnezeu peste căsătoria lor. Cuvântul Domnului spune să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Pentru că viacul acesta este murdar. Să nu vă potriviți. În limba greacă, acel cuvânt, să nu vă potriviți, este un termen care exprimă o matriță. Și anume, lumea vrea ca să ne introducă în matrița ei. Dumnezeu spune: Nu, nu. Vreau să intrați în matrița mea. Pentru că ceea ce doresc eu pentru voi este ceva curat, frumos și sănătos. S-au făcut niște studii, dragii mei, despre persoanele care trăiesc în concubinaj și persoanele care trăiesc în căsătorie și s-au cunoscut din punct de vedere fizic doar în căsătorie, sănătatea mentală a celor care sunt în căsătorie este nesuperioară a celor care trăiesc în concubinaj. Felul în care ei văd viața și percep lucrurile din viață sunt cu mai mare acuratețe decât celelalte persoane care au decis să trăiască în concubinaj. Și Dumnezeu vorbește în Sfânta Scriptură de o minte sănătoasă. Dar mintea aceasta sănătoasă vine doar în anumite condiții. O minte sănătoasă vine doar atunci când respecti principiile împărăției. Nu principiile lumii în care suntem noi. Suntem în tranzit, dragii mei, pe acest pământ. Haideți să nu ne lăsăm întinați de lumea aceasta. Chiar dacă peste tot orice lucru s-a sexualizat, orice reclamă, pe unde te uiți, pe drum, ceva stârnește, ceva stârnește și este tot mai greu să-ți păstrezi mintea, inima curată. De aceea avem nevoie de asta. Pentru că asta curăță, spune Biblia. După ce și-a curățit Biserica lui prin Cuvânt. Pentru că acest cuvânt mă determină să mă duc la cruce. Pentru că în momentul în care aud acest cuvânt, mă determină să mă duc la cruce, să spun: Eu sunt păcătos, eu sunt vinovat, am călcat porunca divină. Tată, iartă-mă. La această dimineață, băieți, fete, bărbați, femei, care ați căzut în acest păcat al curviei sau prea curviei, nu plecați de aici până când nu vă împăcați cu el, cu Domnul. Nu plecați până când nu găsiți pe un om de încredere să vă mărturisiți. Dacă ești căsătorit, ia pe soția ta, ia pe soțul tău de mână și vino să mărturisești că nu mai poți să duci. Nu mai poți să duci. Dacă ești băiat sau fată și ai căzut în acest păcat, vino și mă că nu poți, nu poți să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Dacă ai căzut în astfel de păcat, nu poți. Nu vei fi împlinit, nu o să ai fericire. Dar dincolo de lucrul acestea, o sânda lui Dumnezeu este clară și este categorică. El îi judecă și în împărăția lui Dumnezeu n-au ce căuta astfel de oameni. Și cred că vrei și îți dorești să fii împărțial lui Dumnezeu. Deci Domnul să vă bine de a putere, înțelepciune, călăuzire să faceți lucrul acesta. Amin.